Mihai Eminescu, poetul nostru național, scria în urmă cu mai bine de un secol: suntem zăpăciți, nu mai știm ce voim, ce să facem, ce să primim, ce să respingem, în cine să ne încredem, nu ne mai înțelegem și nu ne mai auzim unii pe alții. Ne trebuie o idee care să ne limpezească toate capetele și care să ne împreune pe toți la lucru. Sigur, aceste gânduri sunt actuale și astăzi, când societatea românească este bulversată de o tranziție interminabilă și de o criză a valorilor fără precedent, cel puțin în ultimele decenii. Dublată de o criză a lecturii și implicit de o criză a cărții, lumea literară nu s-a putut sustrage acestui fenomen, așa încât asistăm tot mai mult la o denigrare a marilor valori, la o izolare tot mai accentuată a scriitorilor din afara capitalei, la ralierea celor ce mânuiesc arta cuvântului în grupări și grupulețe care își împart an de an premiile și ierarhiile, la transformarea publicațiilor literare într-un soi de oficină a acestora, la izolarea celor ce îndrăznesc să aibă alte opțiuni și așa mai departe. Sesizând discrepanțele evidente între dorințele și împlinirile scriitorilor de astăzi, împreună cu Eugen Ungureanu, om de radio și televiziune, am găsit, se pare, această cale care să limpezească toate capetele și care să ne împreune pe toți la lucru, înființând pe 25 septembrie anul acesta Televiziunea Literară, o televiziune online care poate fi accesată din toate colțurile lumii. Ținta este, evident, literatura română, cu tot ceea ce înseamnă ea, de la manuscrisele începutului, la modernele ediții specifice erei digitale, de la cronicar la scriitorii contemporani, singurul criteriu fiind cel al calității operei promovate. Vom fi așadar prezenți la principalele evenimente ale vieții literare, ținându-vă la curent cu noile apariții editoriale și cu cele publicistice, cu manifestările generate de festivalurile de creație și alte competiții la care sunt implicați creatorii, cu premierele teatrale și literar-muzicale, cu aniversările și comemorările aflate în calendarul Uniunilor de Creație, cu principalele preocupări ale acestora și ale membrilor lor, dar nu vor fi neglijate nici conexiunile care există între literatura română și literatura universală.